Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază la o casă de locuit din Dudașul Cernițului. Intervenția a fost destul de dificilă, deoarece în apropiere nu exista nicio sursă de alimentare cu apă. Intervenție de urgență în Dudașul Cernețului. O femeie a necesitat îngrijiri medicale după ce propria locuință a fost mistuită de flăcări. Aceasta este în stare conștientă, însă casa a ars aproape în întregime. Detașamentul de pompieri, Drobeta Turnu Severin, a intervenit în Dudașul Cernețului la un incendiu izbucnit la o casă de locuit. Am intervenit cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă. Intervenția a fost una destul de dificilă, având în vedere faptul că în zonă nu există surse de alimentare cu apă. La locul intervenției am găsit casa în suprafață de 250 de metri, arda generalizat, o victimă căruia i s-au acordat îngrijiri medicale și a fost preluată de către Serviciul Județean de Ambulanță. La sosirea forțelor de ordine, incendiul se manifesta violent. Din sursele noastre, cauza probabilă de producerea incendiului a fost determinată de supra-solicitarea instalației electrice.